Horia Agarici este unul dintre eroii aviației române din cel de-al doilea război mondial. Faptele sale de glorie au fost chiar tema unui cântec al lui Gherase Dendrinou, la modă în acele timpuri, cântec făcut pe versurile unei alte celebrități, Păstorel Teodoreanu. A plecat la vânătoare Agarici, a plecat ca să vâneze bolșevici. Despre Horia Agarici s-a spus că a salvat orașul Constanța în timpul celui de-al doilea război mondial. Într-o zi de iunie 1941, escadrila 53 vânătoare, cea care avea misiunea de a apăra Dobrogea împotriva bombardamentelor sovietice, era plecată în misiune spre Galați. Pe aerodromul de la Mamaia era un singur avion defect, cel al tânărului pilot Horia Agarici. În acele momente, 5 bombardiere rusești au atacat Constanța, având misiunea să distrugă portul. Deși cu avionul defect, Agarici s-a încumetat să atace singur formațiunea sovietică. Martorii descriu eroismul lui Horia Agarici, care a doborât 3 dintre avioane, celelalte 2 renunțând la misiune. Această misiune îl va aduce pe Horia Agarici în atenția presei, dar și a superiorilor. A fost imediat decorat cu medalia aeronautică, Ordinul Coroana României, Virtutea Militară și Crucea de Fier Germană, fiind avansat și la gradul de capitan. Apoi s-a întâmplat ceva tipic românesc. Invidia i-a făcut pe șefii aviației să îl transfere pe Agarici la Brașov în funcția de pilot de încercare. A stat acolo câteva luni bune, după care s-a reîntors pe front și a continuat să doboare avioanele sovietice, întocmai ca în cântecul lui Dendrinou. Soarta sa este asemănătoare cu a multor eroi din cel de-al doilea război mondial. După trecerea în rezervă, comuniștii îl degradează și îi interzic dreptul de a mai activa în aviație. Ajunge și în temnițele regimului, de unde scapă în 1964 cu ocazia grațierii deținuților politici. Culmea, reabilitarea sa nu vine în urma unui gest făcut de către statul român, ci din dorința unui general sovietic. Acesta vine la Constanța spre finalul anilor 60 și le spune autorităților comuniste române că el este în viață datorită unui gest de cavalerism extrem de rar. Horia Agarici, într-una dintre misiuni, observă că avionul cu care se confruntă nu mai are muniție și îi face semn pilotului sovietic că renunță la luptă, pentru a nu ucide un om lipsit de apărare. Abia după relatarea generalului sovietic, statul român îl reabilitează pe Horia Agarici. În 1982, acesta moare și este îngropat cu onoruri militare. Escadrila 53 vânătoare avea să renască peste ani. Numele său este purtat acum de prima escadrilă de avioane F-16 din dotarea aviației române, cantonată la baza aeriană Borcea.